Andreea Antonescu suferă enorm după pierderea tatălui ei. Ce omagiu i-a adus părintelui ei, din ziua în care ai primit aripi? Andreea Antonescu are doliu în suflet de când și-a pierdut tatăl. Vedeta îi duce dorul în fiecare zi. Andreea Antonescu este una dintre cele mai iubite artiste de la noi din țară, având o lungă carieră muzicală în spate. Cântăreața a participat și la Survivor România 2021, unde a făcut parte din echipa faimoșilor. Însă parcursul ei în competiția Fenomen de la Canal D s-a încheiat destul de repede. Totuși, Andreea nu a regretat nicio clipă petrecută acolo și a profitat la maxim de experiența, pe care o trăiești doar o dată în viață. Deci Andreea Antonescu este mereu pozitivă, cu zâmbetul pe buze. Artista ascunde multă durere în suflet după ce și-a pierdut tatăl acum 20 de ani. Vedeta a publicat, pe contul ei de Instagram, două fotografii inedite cu părintele ei. Care s-a stins din viață acum mulți ani, lăsând un gol imens în sufletul fostei faimoase de la Survivor. Alături de imaginile de colecție cu tatăl ei, Andreea a ales să scrie și un mesaj în limba engleză. Since the day you got wings, we have never been the same, care se traduce astfel. Din ziua în care ai primit aripi, noi nu am mai fost niciodată la fel. Andreea Antonescu, omagiu în memoria tatălui ei. Adbi Valuie Impresion. Artista și-a făcut un nou tatuaj, recent, cu care și-a pus pe gânduri fanii pentru că nimeni nu știa ce semnifică. Cântăreața a spus că tatuajul este, de fapt, anul nașterii părintelui ei, care s-a stins din viață în urmă cu două decenii. De asemenea, ea a mai explicat că s-a lovit mai tot timpul de această cifră, iar în cele din urmă a decis să și o tatueze.